Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Vreau să vă mulțumesc la toți cei care s-au abonat la canalul meu de YouTube. Care nu sunteți abonați, vă puteți abona în acest moment apăsând jos butonul de subscribe, apăsând pe clopoțel, veți fi anunțați mereu când încarc un nou video. Dar astăzi voi trata un subiect un picuț mai delicat. Cu toții ați auzit de coronavirus. În aceste zile, pe tot globul pământesc, se vorbește doar despre coronavirus. Deschizi televizorul, știri, notiții întregi despre coronavirus. Intri pe rețele de socializare, articole întregi doar despre coronavirus. Ce este de fapt acest coronavirus? Urmăriți acest video până la capăt și vei vedea ce este coronavirus, consecințele lui și care este adevărul din punctul meu de vedere. Ce este de fapt acest coronavirus? Doar nu este un meteorit care a căzut pe pământ și a explodat. Este o gripă, este o influență mai puternică, cum ar fi o pulmonită care cu consecințe mult mai grave. Influențe simile și infecții simile la coronavirus au mai fost în 2003-2009, dar nu erau așa mediatizate cum sunt acum. Vă dați seama, nu era Facebook-ul. Acum pe Facebook te uiți și doar articole și doar știri, noutăți despre coronavirus. Din surse oficiale ar fi că în China, în Hawaii, într-o piață de carne unde se tăia și se mânca carne crudă, de acolo s-ar fi răspândit acest focar, acest coronavirus, această infecție. Dar din alte surse, mass media, ar fi că acest coronavirus este făcut într-un laborator militar, făcut anumit pentru a fi răspândit din anumite motive geopolitice. Cu toții știm că China este o mare putere economică, un mare importator de materie primă, bineînțeles și un mare exportator. Pentru că dacă ne uităm aproape pe fiecare produs, vom vedea made în China. Deci China în acest moment nu mai cumpără, nu mai importă materie primă. Vă dați seama ce se întâmplă cu economia mondială. De așa începem să tragem consecințele. De așa China nu mai importă. De asemenea, tot ce are produs nu exportează în acest moment. Rusia a închis granițele cu China. Deci vă dați seama. Dacă dăm puțin timpul înapoi, vom vedea că de așa au fost două tentații din partea Occidentului pentru a opri China din creșterea ei economică. Una a fost cu 5G-ul și a doua a fost cu Huawei-ul. Au văzut că n-au reușit ceas. Un virus le-ar da de leac. Așa că a făcut această infecție, acest virus, acest coronavirus și locul potrivit, omul potrivit, direct în China. Deci, în modul ăsta au blocat importuri, exporturi, economia, au blocat tot ce ține de China. Problema este că s-a răspândit în toată lumea. Nu sunt un complotist, nu sunt un doctor, nu sunt un virolog, dar după cum cu siguranță și voi știți, și în trecut s-au folosit arme neconvenționale. Adevărul despre acest virus îl știu doar cei care l-au creat. Cu ce scop a fost creat acest virus? Dar eu astăzi vreau să vă spun situația din Italia. După cum știți, în nordul Italiei, zona Milano, școli închise, magazine închise, teatre, cinemauri, toate închise, servicii publice, orașul este paralizat și toți au dat buzna în supermercate. Au cumpărat de toate, au lăsat supermercaturile goale. Eu astăzi m-am dus să fac cumpărăturile. M-am gândit că e totul ok, totul bine. Când am ajuns, aproape totul gol, pe jumătate rafturile goale. Am luat telefonul, am început să trag câteva cadre din magazine în care le voi pune și vouă. La Eurospin și este totul gol. Uitați-vă. Este jale. Au golit totul. Uitați. Au golit.
Cam așa arată portbagajul meu astăzi. E jale la Roma. Pungi. Portbagaj. Asta e. Știți cum este. Încercăm să luăm câte puțin din toate, că ține 3 ani de zile foamea asta. Și asta m-a determinat să cumpăr și eu la rândul meu, pentru că dacă nu va fi posibilitatea de a aduce marfă în magazine, ce vom face? Vă dați seama că este marți. Deci era full. Eu n-am mai văzut supermercat. Toți cu 2, cu 3, cu 5 căricioare pline cu alimente, cu de toate. Nu știu unde se va ajunge. Cam asta este situația în Italia. Sunt cazuri de coronavirus și la Roma. Dar este o boală tratabilă. Deci este ca o gripă. Este o infecție pe căile respiratorii. Dar este tratabilă. Nu este tratabilă. Într-adevăr, are o mortalitate un picuț mai înaltă această infecție, dar nu că este imposibil de tratat, dar oricum s-a medizat foarte mult și s-a creat un haos total. Cam asta este situația la Roma. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, să distribuiți, în modul ăsta vom fi mai bine informați. Așa că noi ne vedem la următorul video. Și bineînțeles, dacă nu ești înscris la canalul meu de YouTube, te poți scrie în acest moment, apăsând pe clopoțel, vei fi anunțat mereu când încarc un nou video. Ne vedem la următorul video. La revedere!